Liceenii de la Tehnologic Nicolae Iorga din municipiul Pașcani au fost cei care au spart gheața în acest an privind organizarea Balului Bobocilor. Evenimentul mult așteptat de întreaga școală a avut loc vineri 27 octombrie într-un local din oraș. Bobocei și-au pregătit ținutele și și-au arătat creativitatea, originalitatea, îndemânarea și alte abilități în probele pregătite de organizatori. Tema din acest an i-a provocat pe participanți să se transpună în trendurile anilor 40. Seara a început cu un dans al bobocilor și al organizatorilor. Probele de prezentare, talent, dans, dar și cea surpriză i-au provocat pe concurenți să-și învingă emoțiile și să arate juriului de ce sunt în stare. Stimați invitați, stimați profesori și dragi colegi! Ne bucurăm că ne-ați acceptat invitația și că ne întâlnim într-un număr atât de mare în această seară. Am decis să organizăm în acest an cea de-a doua ediție a Balului Bobocilor a Liceului Economic Tehnologic Nicolae Iorga Pașcani, pentru a fi un model generațiilor următoare. Bine ați venit la Balul Bobocilor! Între probe, ansamblul Busuiocul din Hărmănești a arătat ce frumoase sunt tradițiile autentice românești, port, cântec și dans popular. Într-un final au fost aleși și câștigătorii Miss și Mister Boboc, Cleopatra Cârtiță și Ionuț Covric, iar Miss și Mister Popularitate, Ana Maria Ungureanu și Edi Jitărescu. În urma probelor, juriul a desemnat drept Miss Boboc 2023 la Liceul Nicolae Iorga Pașcani, La final, invitatul special, Alexia, a făcut un show de zile mari.
Bit TV a transmis live balul bobocilor, iar cei care vor să revadă evenimentul pot accesa canalul de YouTube al televiziunii sau pe site-ul de știri bittv.info. În perioada următoare sunt programate și balurile celorlalte licee din municipiu. Liceul Miron Costin va avea balul pe data de 10 noiembrie, Colegiul Național Mihail Sadoveanu pe 17 noiembrie, iar Liceul Tehnologic Mihai Busuioc pe 22 noiembrie. Toate vor avea loc la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu. Colegiul Tehnic CF Unirea va organiza balul bobocilor în luna aprilie anul viitor.